Ispita se iubește cu o concurentă survivor. Beni de la insula iubirii le-a uitat pe Maria și Claudia. Beni de la insula iubirii pare că ispitește mult mai mult în viața reală decât a făcut-o în cadrul emisiunii. Ispita masculină a făcut o nouă cucerire, chiar la festival. Cancan vrea -can, aflat despre cine este vorba. Vă dăm doar un indiciu, este vorba despre o concurentă care a participat în două sezoane survivor. Beni de la insula Iubirii are mai mult succes în viața reală decât a avut în Thailanda, am putea spune. De ce? Ei bine, după ce a încercat să aibă o relație cu Maria, fosta lui Dani Boy, Beni a mers la nunta Justinei cu Claudia, fostă concurentă în sezonul 7 al emisiunii. După ce a încheiat-o și cu bruneta, Beni s-a rorinetat către altă Maria, de data aceasta, Tebieș, ispita care este medic rezident. După câteva zile intense cu ispita Maria, Beni a rămas iar singur el, dar nu pentru mult timp. Cum se mișcă mai ceva decât Spidi Gonzales, tânărul a găsit rapid o altă cucerire. Ispita de la insula iubirii a cucerit o concurentă Survivor. De data aceasta discutăm despre Ștefania Stănilă, fostă concurentă Survivor și Survivor All Stars. Sportiva de 27 de ani a câștigat medalia de aur la Campionatul European din 2014, iar în anul 2012 a obținut bronzul pe echipe și argintul la sărituri. În prezent, fosta colegă a Sandrei s-a retras din competiții și a devenit antrenoare de gimnastică. La Cluj, acolo unde l-a cunoscut și pe Beni. Pasionat de muzică, distracție și festivaluri, ispita de la insula iubirii a plecat de la Alba Iulia către Cluj pentru câteva nopți de neuitat la un told. Și chiar au fost de neuitat. Deși se știau deja din mediul online și avuseseră câteva dateuri, Cancan, Roa a aflat că Beni și Ștefania s-au îndrăgostit la festival. Au petrecut și dansat până în zori, iar chimia dintre ei ar fi fost indubitabilă. Dovadă în acest sens stau pozele în care cei doi par extrem de fericiți. După nopțile de la festival, cei doi au continuat să păstreze legătura zi de zi. Ba mai mult! Ispita ar fi fost de nenumărate ori în vizită la Cluj. Pentru a o revedea pe gimnastă, dovadă că i s-au aprins serios călcâiele după concurenta Survivor. Ar fi ieșit de mai multe ori în club, la cine romantice și nu numai. Se pare că Ștefania ar fi fost văzută la volanul mașinii lui Beni, semn că tânărul deja are încredere să-și lase bolidul pe mâna noii sale cuceriri. Relația dintre ispită și concurenta Survivor pare destul de promițătoare, spun sursele. Așadar, Cancan, can, Ro va rămâne cu ochii pe ei pentru că suntem foarte curioși dacă Ștefania va reuși să-i pună capac lui Beni până la final.